șacalilor, ce faceți? Clipul ăsta trebuia să fie pentru canalul Ratații, dar am zis să-l pun aici că e mai bine. Azi vedem cine mă cunoaște mai bine dintre iubita mea și fratele meu. Astăzi suntem într-o formulă nouă. În dreapta mea este fratele ratatului, iar în stânga mea este iubita ratatului. Și astăzi vom face cine mă cunoaște mai cine mă cunoaște mai bine? Draga mea, dragul meu, am adresat aici vreo 10 întrebări și voi trebuie să îmi răspundeți. Întrebările nu sunt basic, gen care este culoarea mea preferată. Care este culoarea mea preferată? Violet. În titlu cred că o să pun cine mă cunoaște mai bine, iau 1000 de lei. Nu am 1000 de lei, dar când o să am 1000 de lei, o să vă dau 1000 de lei. La fiecare videoclip vrem să facem 1000 de abonați, așa că nu uitați să vă abonați și să lăsați un like dacă mai vreți clipuri și să ne urmăriți pe Instagram. L-aveți aici? Haideți să începem. Cât am în braț? 43. Cât? Am văzut eu la Tony pe un TikTok. Da, ai eu... Avem 41. 39. Cum să am 39, ce rușine pe tine. Greșit, n-ați ghicit niciunul, am 42. Le puteți vedea aici. Avem și codul SNIC 12 pe Genius, 12% reducere în caz că vreți de astea protejiți, deveniți așa. Am brațul cât au ei capetele. Până acum nu știți niciunul nimic. Întrebarea numărul 2. Ce lucru nu aș face pentru nicio sumă de bani? Dar stai că sunt o grămadă de chestii, bă. Hai. Stai. Cel mai public. Nu, cel mai public lucru pe care nu l-aș face, pe care știți. Stai, nu știu. Stai ăla ca Andrada. Mai fuma, n-ai de aia. De la astea pleacă și cu campanii și cu toate. Nu, nici m-am gândit la asta. Să stai pe ultimul, uitați să stai așa. Bravo, bă, uite cu ăștia de asta, bă, să stau așa, gen, pe o bancără așa. Să stau pe margine așa. Le dam. Nu există... Bă, babe, ăsta am zis ce mai public răspuns. Nu există bani din lumea asta, de fiecare dată zici. Nu există să stai așa. Ce m-a sofisticat? Asta vreau, zic, ce m-a sofisticat, nu știi să piardă. Următorul videoclip o să fie cum jucăm Nu te supăra, frate. Și vedem acolo, hau. Continuăm. Câte ore m-am jucat cel mai mult fără nicio pauză? Stați, gândiți, analizați. Luați în considerare. Nu mai vreau să mai răspund. Nu, stai, bă, stai așa, gen, luați alea în considerare. Oboseala, vârsta. Da, uite, acum am 23 de ani, n-aș putea să mă mai joc cum mă joc. 18. Bă, dar nici măcar nu-i zis start. Să vede cine e fricos. Așa, gata? Bă, este un fiasco total ce se întâmplă. 16 ore. Și tu? 18. Nu, 12 ore. Fără nicio pauză, gen. Dar când era la facultate, deci că ai mai mult. Bă, cred că tocmai când nu eram. Cu cât am îmbătrânit, n-am mai putut să mă joc așa. Băi, 19 ani pusea mea la facultate. Bă, n-aș fi niciunul. Bă, bine, nu mai joc. Nu merită trădătorii să-i consider, frați. Ce animale aș vrea să am? Top 5. Ei, neapărat, ți-e zic așa. O agvilă, o maimuță, da. O pisică. Bă, un urs polar cred că ți-ar plăcea. Și un ciobănic german. O să iau în considerare. Știi cum ești ca profesorul ăia care vine la tine și zic, da, aveți grijă ce răspundeți, copii. Bun, acum tu, băi. Da, să zic deja, vrei foarte tare o pisică și ai făcut un pact pentru o pisică. Așa, următor. Agvila aia. Da, o zis-o Denis, deci nu se pune. Un dinozaur. Bă, deci dacă mă luați la mișto... Pentru origine. Mă jur că închid. Câine. Pisică, agvilă, iguană și asta, ți se zic, maimuță. Am zis 4. Și voi să mai zic eu. Iguană, frate, gen, puteai, mai aveai o șansă. Păi, el nu a zis pisică. Băi, și-a zis papa. Hai să continuăm. Următoarea întrebare. Cât am stat cel mai mult fără să fac sport? Nu știu, am avut o viață întreagă. Nu mai dați răspunsul la asta. Dar vrei să iau de la 13 ani când ai mai finit și să te ai să te joci? 6 ani. Ok, deci Andrada a dat lock-in la răspuns. Bă, nu mă iau de când erai tu copil prost, că așa nu merită să te zic. Așa o zic. Acum mai din perioada recentă, când ți-ai făcut implantul și n-ai voie să faci. Normal, frate, cu orice zic eu e greșit. Am zis că zici mai contemporan, că așa tu nu mă cunoșteai la 12 ani. Vrei să zic și eu de când s-a născut din cărora? Eu dau un răspuns corect, tu nu pui întrebarea așa. În primul rând... un răspuns corect la o întrebare greșită. Da, cam acest a fost videoclipul, mulțumim că ne-ați urmărit, nu uitați să lăsați un like. Băi, fraților, hai alea că să ne concentrăm, gen. Dar nu-i pentru noi, să uită o mână de oameni la videoclipul ăsta. Hai alea că să ne dăm interesul, gen. 2 luni. Hai, tu 2 luni, tu mă zici. 4 săptămâni. Nu, era 3 săptămâni, dar nu mai zic nimic. Vreau să zic, și dacă n-am așa, tot am făcut un antrenament. După iar am luat pauză, dar tot am făcut, gen, tot am încercat să fac. Bro, gen, legii, cred că este 1-0 de când a început joc. Gen, am zis 10 întrebări și au rămas același scor. Continuăm. Câți mililitri de lapte am băut cel mai mult într-o zi? Mililitri, nu. Gândiți-vă. Mililitri, nu litri. Păi eu n-am zis acum, na, am dat așa. Hai, cine vrea să răspundă primul? 1500. Așa, ce tu? 2500. 2 litri jumătate am. Stăteam cu laptele la calculator. Nu cu biscuit, gen, pur și simplu stăteam cu laptele. Haideți să facem împăcare. Haide, bă, te rog. Bă, vreau să fim un vibe bun. Bă, cu cealaltă mână ești prost? A, nu, invers așa. Am mâncat vreodată muci? 3, da. 2, 1 și... Da. Întrebare cine ai mâncat tu? E adevărat, am mâncat muci. Încă mână.
aici. Răspunsurile sunt corecte. Ce aș prefera mai mult, da? Să stau în casă fără să ies un an sau să stau afară fără să intru în casă un an? Zi care e răspunsul tău. Să stai afară și să nu ieși din casă? Hai. Aveam exact același răspuns. Bă, fix invers, mă, Veri. Sunteți cu capul. Mă, Veri, gen legit, aș sta, am calculatorul, am PC-ul, fac videoclipuri. Deci concluzia mea după concursul ăsta e că nici măcar nu tu știi ce vrei. Hai. Întrebarea. Cum mi-aș dori să mă chemi? Gândiți-vă. 3, 2, 1 și... Emma. Emma e normal. La tine parția răspunsul e ok, dar nu numele de... Jackson. Jackson. Aș vrea să mă chemi Chris, Veri. Bă, Veri, dar știai asta, gen, și tu știai? Acum ai vrea să chemi Chris, ți strigi la pistran. Da, gen... Hei, Chris! Bă, dar știați amândoi, gen, de ce credeți că... Dar refuzați să gândiți. Voi știți, vă duce capul. Nu a fost la Orenzi, nu a fost Emma. Bine că nu se poate. Ce aș prefera? O zi cu Jason Statham sau 100.000 de dolari? Fuck Jason Statham, bă, la tălu pușa mea, 100.000. Sincer, bă, sim. Bă, sunteți spălați pe credință, societate de masonerie, pe cuvântul meu. Dacă o să dispar o perioadă și nu o să mai are la fel, să știți că nu sunt eu. Următoarea întrebare. Mi-aș șterge canalul de YouTube pentru 1.000.000 de dolari? Puteți să 3, 2, 1 și... Da. Așa este. Mai de mult. Aș fi zis nu. A crezut că spui că mai de mult ai primit o ofertă să ți-l ștergi la aia refuzată. Și acum... Nu, dar mi-l aș șterge, pentru că mi-am dat seama că totul e aici și că aș putea la un dat să-l construiesc din nou. Dar un milion de dolari nu i-aș face așa de ușor. Mai degrabă aș face un milion de abonați decât aș face un milion de dolari. Tu vrei să spui că ți-ai șterge canalul pentru un milion, dar n-ai accepta 100.000. Da! Doar ca să stai o zi cu celălalt cerbăz. Da, bă, dar nu mi-ar invoca canalul să-l șterge și o sumă de 10 cel mai mică. Și pentru mine 100.000 de... dolar chiar... A, un pișat, îi faci, da, mașină, rati, tot. Da, bravo, ați răspuns corect, în sfârșit. Mai am una singură. Gândiți-vă, vă rog, foarte bine. Caracterul meu preferat dintr-un film. Atenție, nu trebuie să fii neapărat om. Poate să fie desen animat, poate să fie orice altceva. Dar gândiți-vă, vă rog, bine, pentru că am multe. Și filme, și desene animate care îmi plac. Și filme, și gen de filme, așa că vă rog frumos, gândiți-vă bine. Stai! Zi la 3, 2, 1 și, da? Vrei cu 3, 2, 1 și, este da, sigur? Da, da, hai. 3, 2, 1 și... Furie! Jason Statham. Deci tu ce ai zis? Furie! Furie din... Și tu ce ai zis, Jason Statham? Nu, fraților. Normal, când v-ați zis. N-ați ghicit. Era... Fugeri, mă, cu ei. Nu, nici măcar. Am zis, atenție, că îmi plac multe. Venom. Da, ai... dar și Furie, nu ți-ar fi plăcut să fii Furie? Ți-a plăcut de toți. Da, dar aș prefera Venom. Gen, da. Aș fi Venom. Nici măcar n-aș fi Spider-Man, aș fi Venom. Dragii mei, felicitări, ați reușit să ghiciți aproape 3 întrebări adunate. Bravo. După clipul ăsta mi-am dat seama că nici măcar cei mai apropiați oameni nu sunt apropiați. Sperăm că v-a plăcut acest videoclip mai mult decât mi-a plăcut mie. Iertați, vă rog, comportamentul. Iertați, nu vă rog, n-am... Comportament. Dă-mă în cap! Iertați-mă! Adu baltac, dă-mi, picea, fai ce dă-mi. V-aș mai zice ceva, dar nu vă mai zic nimic. Pe data viitoare, nu uitați să beți apă multă, faceți sport mult. A, deci ai bea apă? Noi v-am pupat! Zii! Pa, bă!